Mai întâi te izbește forfota, acompaniată constant de sunetul strident al aparatelor. Este locul unde viața nu curge normal, ci picură prin perfuziile așezate la patul fiecărui pacient. Acestea sunt primele lucruri pe care le simți când intri în unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Urgență Floreasca. Medici, asistenți, infirmieri, brancardieri. O armată de oameni care au grijă ca aceste picături să nu se oprească. Ei au capacitatea de a-i face pe oameni bine, chiar dacă sosesc în starea cea mai gravă. În fiecare zi, pe holurile de la unitatea de primiri urgențe trec 400 de pacienți, iar cele 12 ore de gardă par cele mai lungi. Zeci de monitoare, pe care sunt semnele vitale ale pacienților, iau pulsul la fiecare fracțiune de secundă. De la o clipă la alta, viața poate scăpa chiar și din mâinile doctorilor. Un moment de liniște nu vine niciodată singur. Aduce după el un caz dificil. Acest medic acordă consultațiile obișnuite și în următoarele minute primește vestea că trebuie să zboare la sute de kilometri depărtare pentru transferul unui pacient ars. Tot timpul apare undeva un caz care are nevoie de ajutor și pentru care trebuie să facă totul. Decizii luate la secundă, atenție distributivă, dăruire și responsabilitate sunt elementele din care este compusă o zi la urgențe.